atins un an de acord cu cea mai bună brigadă de arbitri, consider eu. Da, lucrul nu doi. Vreau să spun, acum foarte mulți ani, undeva prin 98 m-am apucat de sală, am făcut un mânț, aveam de 58 kg. La un moment dat în sală am văzut un monstru. Surprizul, nu știam, prin moment la sală eram ca miscut în lume, eram bai de capul meu. Nu. Așa. Și am ce-am văzut un personaj în sală care se coloda de cea poziție. Mă uitam și am trebuit să ceva de acolo, că era prea mare. M-am uitat, m-am întors în spate, m-am dat seama că nu era de mine acolo. Parcursul anului am ajuns la această persoană să și concurăm împreună. Bineînțeles că m-am bătut, era de prea mare kilogram dintre noi. Eram 80, era de văzut. Eram un copil. Anii am trecut, l-am ajutat cu ghilimele în promovarea lui, pentru că el a fost plecat foarte mulți ani în serenitate și am așteptat să-i reintre în circuitul Federației Române de Cutii și Fines și am avut o mână drum și am crezut în el și ceilalți persoane care m-au ajutat, pentru că practic nu știa nimeni și eu m-am confirmat și campion european absolut. Să vedeți, adică pot, chiar pot să spun, omul ăsta era vârful vieții lui ca sportiv. Mulți au carte profesionist, dar credeți-mă că Dorel, de Dorel Toma este vorba și vreau să-l aplaudat. El nu a avut carte profesionist, dar credeți-mă că arăta an lumină. Da? Din păcate a intervenit o problemă medicală care l-a oprit să-și continue pregătirea. Și încă lucrează să rezolve probleme tehnice. Vreau să-mi vii pe scenă. Da, domnul Dorel. Surprise! Și pentru că marea majoritate apreciem oamenii după ce au probleme sau se curs sau doamne ferește. Că și au zborul. Și vreau să arăt aprecierea mea și aprecierea noastră a CV-ului, pentru că a dus culturismul la reprezentatul cinste și țin să-i mulțumesc pe care a stat din partea clubului pe care îl rețin și pe care a lucrat. Pentru toată activitatea. Dorel Toma, un campion european absolut și un prieten drag al
Grand-ului Semtex Suceava. Doamne și domnilor, dăm statul acestui, acestui spectacol veritabil în cetatea lui Ștefan cel Mare, pentru că astăzi, aici la Casa de Cultură, o să vă demonstrăm că pe scenă vor urca cei mai mari campioni. Și pentru asta trebuie să vă spun că niciun campion nu poate să urce pe o scenă profesionistă fără să fie jurizat de un judecător avizat. Judecătorii noștri, pentru că așa îmi place să-i numesc pe arbitrii ce sunt alături, sunt multipli campioni, medaliați peste tot prin lume și antrenori, mentori pentru foarte multe generații. Dacă ar fi să facem o carte a culturismului românesc din 1990 încoace, cu siguranță pe primele pagini s-ar situa acești campioni și prieteni dragi noștri. Ca să facem prezentările înainte să urce pe scenă sportivii, vă spun că sportiv, antrenor, prieten drag al concursului Semtex, Alexandru Pitanu, este alături de noi. Aplauze pentru domnul Pitanu. Antrenor, campioană internațională și la IFBB Pro, bineînțeles, nelipsită de la Semtex Grand Prix, este anul acesta alături de noi, ieșeanca mea dragă, doamna Oana Teacă. Salutura! Campion național, campion balcanic, antrenor și arbitru, Remus Heredeu, ce a fost revoluție promită lui Cristi, trebuie bine pe scenă, așa că la anul Cristi, o să vezi pe Remus pe scenă. Nu știu dacă anul, dar eu l-aștept. Super! După cum a spus și după cum prezentarea a fost făcută mult mai bine de Cristi, pentru că se cunosc de viață, multiplu campion și campion european absolut, antrenor personal la Semtex și poate foarte important faptul că este antrenorul secund al lotului național Federației Române de Culturi și Fitness, domnul Dorel Toma. Antrenorul alături național, multiplu campion european și dublu campion balcanic, Francis Androșoane, alături de noi. Avem și sponsor, care vreau să le mulțumesc foarte, foarte mult, pentru că fără ei nu am reușit să facem lucrurile atât de bine și nu am putea să organizăm cea de-a cincea ediție Semtex, așa că le mulțumim foarte mult, Tarsin, Romgeta, Todo Service Auto, Top SSM, consultant broker, Caparol, Mr. Shu, partenerul nostru oficial, să nu uităm, de Big Arms Society. Acest eveniment este organizat de Cristian Caciu, prin aplauzele dumneavoastră. În dreapta scenei, în stânga dumneavoastră, sunt trofeele, sunt medaliile și motivarea pentru care sportivii noștri vor face ca acest spectacol să fie unul deosebit, pentru că avem și un microfon la judecător și la organizatorul nostru, Cristian, să rog pe Cristi să ne spună la microfon ce se întâmplă cu colegii noștri, ce ne filmează acum, pentru că știu că acest eveniment este și live, cred, da? Da, pentru persoanele care nu au putut să ajungă azi, sau din diferite motive, nu, de departe. Dar sunt cu gândul la noi, sperește, o să fie transmis live, gratis, pe monitorul sv.ro. Super! Monitorul sv.ro e simplu, asta trebuie să faceți, vă anunțați prietenii, vorbiți cu rudele, cu toți cei iubesc acest minunat sport, monitorul sv.ro, acolo se transmite live ceea ce se întâmplă astăzi la Casa de Cultură Suceava. Mulțumim colegilor de la monitorul. Suntem gata să deschidem oficial cu prima categorie această competiție. Ce spuneți? Suntem gata? Da? Și mai tare, suntem gata? Gata! În cazul ăsta, peste vreo 16 ani, te vedem și pe tine, da? Hai, acum aveți și pentru 16 ani și pe scenă. Super! Doamnelor și domnilor, începem cu o categorie extrem de interesantă, Culturismul Masters Pro. Și îi vom invita pe scenă, avem nevoie de muzică mult mai tare, în aplauzele dumneavoastră, pe numărul 150, Sârbu Ciprian. Numărul 148, Budișteanu Florin Radu.
numărul 113. Antonie Marius Eduard. Hai Suceava, avem nevoie de aplauzele voastre. Numărul 122. Nagi Sandor Richard. Numărul 146. Ștefan Cristian Mihai. Și numărul 84. Emilian Stirnu. Timișoara, Dorogoi, Iași, Oradea, Sfântul Gheorghe și Vaslui, o parte din România se află pe scenă astăzi. Categoria Culturist Masters, overul acestei categorii, cu 6 sportivi extrem de bine pregătiți. Începe competiția și o să îi dau cuvântul colegului nostru, domnul Pistaru, să coordoneze această finală. Suceava, la pauzele dumneavoastră, începe categoria, finala categoriei Culturist Master. Open, mult succes! În ordine numerică, vă rog, 16 lângă 84 și 121, 113, 146, 148. 113 lângă 84. Așa. Vom începe cu cele 4 sferturi de întoarcere. La dreapta, vă rog. La dreapta. La dreapta. La dreapta. Thank you.
Mulțumesc, vă relaxați, vă rog. Puteți să vă retrageți un pas în spate, că vom începe comparații. Numărul 150, numărul 146 și numărul 122 și față. Numărul 122 micro. Dublu biceps din față, nu? Mulțumesc, amfora din față. Mulțumesc, din laterale și extensia tricepsului. Extensia tricepsului. Extensia toracicului. Mulțumesc. Cu spate la vită, vă rog. Dublu biceps din spate. Mulțumesc. Amfora din spate, vă rog. Acum pe bune extensia bicepsului. Mulțumesc, arbitru. Abdominal și cos. Mulțumesc, puteți să vă retrageți în linie. Pentru următoarea comparație. 113, 122, 146 și 150. Dublu biceps din față.
extensia toracului din lateral. Mulțumesc. Cu spate la vitre, vă rog. Dublu bicep din spate. Mulțumesc. Amfora din spate. Mulțumesc. Extensia tricepsului. Abdominal și coasă. Ce să vă retrageți mine? La stângă puteți părți scenă. Sau dreapta cu mâinile noastre. Sunt două ieșiri.
Mulțumim, Florin, continuăm cu numărul 113. Ieșeanul Marius Eduard Antonie. Deci merge treaba bine, Cristin, din ce în ce mai bine.
aceste ediție va purta mult noroc tuturor sportivilor, suntem siguri. Și totodată vreau să mulțumim și prietenilor noștri, prietenilor Grand Prix-ului Sertex, ce sunt alături, fie din administrația publică, fie din sponsori, fără de care nu am reușit să organizăm an de an la Suceava acest spectacol veritabil, această cupă extraordinară pe care o oferim noi, Grand Prix-ul Sentex. Bun, îl invităm alături de noi pe domnul Răzvan Todică să ofere premierea categoriei Culturism Masters Open. Domnule Todică, vă rog frumos să veniți lângă noi. Aplauze! Așa, două cuvinte pentru organizatori, pentru spectatori sau pentru sportivi. În primul rând, felicitați și la cât mai multe și felicitări, Cristin, pentru organizare. Super! Îi invităm pe toți, Cristi. Du-te, vă rog, în fac tăcerea. Invităm toți sportivii în scenă. Bun. Invităm toți sportivii în scenă. Vă rog, pe linia din spate, toți sportivii, haideți toți. Încă o dată aplauze pentru finaliștii Culturism Masters Open. Mai lipsește al șaselea. Al șaselea sportiv. Șoni! Haide, băi, Șoni, băi, vino! Șoni! Hai pe scenă! Știi eu că-ți plac prăjiturile, Șoni, dar trebuie să te premiem mai întâi. Bun. Pentru că vorbim de Culturism Masters Open și pentru că sunt la rândul lor mentori ai unor generații, o să stau foarte repede de vorbă cu ei. De câți ani practici acest sport? 5 ani. Doar de 5 ani. Și forma ta este extraordinară, felicitări și mult succes. De câți ani? 5 ani. Voi v-ați înțeles, v-ați început odată. Așa. Un mesaj pentru cei ce se apucă azi de acest sport? Ce pot să spun? Este un sport foarte frumos și e păcat să nu faceți. Asta e frumos. Super. De câți ani? 27, 28, cam așa. 28 de ani, doamnelor și domnilor, multe aplauze. Care e, de fapt, spune-mi, te rog, Marius, care e, de fapt, secretul acestui sport, dacă există un secret? Să fii consecvent pe termen lung. Nu totul deodată, constant, constant, permanent în diet, permanent... Deci, pe termen lung, un stil de viață trebuie să fie. Cum spun moldovenii, sâniți-i din treabă, măi, adică e frumos. Bun. Așa să te întreb dacă ții și un regim special, adică antrenamentul, un stil de viață special. Ții. Da, fără un stil de viață special, nu o să te face acest lucru. De când au fost cu mușchi și, cum să spun eu, și notorietatea și oamenii care apreciază, au venit în sala de antrenamente copii, ce sunt început să te întrebe, să afle secrete, să fii curioși. E important ce te întrebi și o să spun imediat de ce. Da, sunt sportivi care acum am început să concurez și încerc de sport, desigur, și însă nu le zic că dacă nu am lucrare și consecvență, rezultatele nu trebuie să spune, își trebuie multă muncă și... Ce te întreba asta, Cristian? Pentru că dacă nu vor afla cei ce se apuc acum de acest sport de la voi, de la cei care sunteți în activitate și puteți fi lângă ei să vadă rezultatele pe care voi le-ați obținut în decursul anilor, oare de la cine? Tu de câți ani ai? De acum câți ani te-ai apucat? Eu m-am apucat în anul 1993. Deci sunt 30 de ani. 30 de ani, doamnelor și domnilor, pentru prietenul nostru, drag Cristian Mihai Ștefan. Emi, ce faci, Emi? La adevăr, în drum spre Suceava ne-am oprit să vizităm orașul. Era doctor sau profesor de biologie la universitate. Amintește-te. Universitatea de religii. Universitatea de? Militar vitariu, militar profesionist. Militar? Din 2013, performanță în sport. Extraordinar. Felicitări, perseverent la toate competițiile. Particip, te felicit. Doamne și domnilor, să oferim premii pentru acei 6 campioni pe care a avut-o marea Suceava, Grand Prix-ul, să-i aibă astăzi pe scenă. Locul 6, Emilian Știrbu. Aplauze!
din cei mai buni 6 sportivi de la categoria noastră. Locul 5, Florin Hudișteanu. Locul 4, Ciprian Sârbu. Mihai Ștefan, locul 3. Fiind și vecini, se vizitează des între Iași și Oradea, de doar o aruncătură de băs. Cei doi sportivi ce se cunosc de foarte mulți ani și concurează de mulți ani, se află pe locul 3 și pe locul 2. Anul acesta, locul 2, medalia de argint, merge cu Oradea, în aplauze de dumneavoastră, Licea Șandornaghi, locul 2. Doamnelor și domnilor, din cetatea celor 7 colini, vine campionul nostru din Iași, numărul 113, multe aplauze pentru Eduard Mihai Antape! Și acum o poză a campionilor cu medaliile. Aplauze pentru categoria supremă Culturism Masters Open. Am prins fotografia supremă, primii trei medaliați cu bronz, argint și aur. Încă o dată aplauze! Rămâne un moment doar campionul. Marius Eduard Antape!